Salut! Este oare afară, așa că am iluminare bună pentru o mică înregistrare scurtă de data asta. Inițial vedeți clipul din stânga, ca să pricepeți ce am eu de zis. Așa că puneți în frână, intrați pe clipul din stânga și după aia vă întoarceți aici. Încep ca de obicei cu Andescriptum. Ghișe la antena 3 s-a certat cu o cucoană privind legea asta a retrocedării care n-ar mai trebui să favorizeze samsarii imobiliari. Ei, și cucoana aia blondă, supărată până la Dumnezeu că ce fac samsarii. Și Ghișe căuta să justifice. Îi dau dreptatea. Samsarii profită de lege. Nu fac nimic ilegal. A, imoral, e cu totul altceva. Dar ilegal nu fac. Pe undeva nu le-au pus pistolul la tâmplă celor care aveau dreptul ca să revendice ceva, ci ăia de bună voie și nesiliți de nimeni au făcut treaba asta. De fapt, au fost siliți de conjunctură. Că au fost cazuri în care ani de zile s-au luptat în justiție, n-au reușit să obțină moștenirea și rezultatul, când, în momentul când au cedat dreptul moștenirii, în câteva luni s-a rezolvat treaba, legal. Deci ei n-au putut să lupte contra sistemului corupt. În schimb, mafioții, care, samsarii, care se descurcau foarte bine în sistemul corupt, au rezolvat treaba. Deci nu sunt de vină samsarii, ci de vină sistemul. Mai de mult am auzit tot așa niște, o exprimare standard. Că nu știu care pungaș de ăsta a beneficiat de niște chichițe abocățărești ca să rezolve treaba. Și ăștia îi bătau obrazul. Uite ce a făcut ăla. Păi chichița aia era trecută în lege. Dacă avocatul știu să o folosească, era normal să o folosească. Ca să dau un exemplu mai simplu, presupunem că eu vreau să-mi construiesc o casă. Și în lege scrie clar. Dacă casa este cu fața la soare, impozitul e cu 50% mai mare. E, toți cei care își construiesc casa, îl construiesc cu fața la soare. Și au impozit. Eu văzând ce scrie în lege, orientez pe asta cu un grad să nu fie orientată spre soare. Atât, un grad. Și automat nu mă încadrez ca să mărească impozitul. Și atunci ceilalți îmi bat obrazul că n-am respectat legea? Nu, am profitat de lege. Economie de piață. Tot la diverse, să lupte ăștia până la Dumnezeu ca să modifice porcii. Chestia de economie aici, ca să le iasă bani. Și au făcut porcul numărul 26, la care au reușit o performanță. I-au șters o singură bază azotată, nu știu ce e aia, din cele 3 miliarde de baze azotate. Simplu, cu un editor ADN. Și rezultatul, porcul, nu știu ce dracu face în plus. Dar mă gândesc la performanță. Din 3 miliarde de baze, tu s-o nimerești pe aia care trebuie. Nu s-o nimerești, s-o știi pe aia care îi trebuie. Să ajungi extrem de departe. Cred că nu mai durează mult când o să poți să-ți comanzi un copil care să aibă ochii albaștri cu tentă spre verde. Dai banul, pui parnosul jos, vorba lui Mircea Badea,
și ți-ai rezolvat treaba. Ai copil cu ochi albaștri cu tentă spre verde. Da, să trec la body, că sunt scurt azi. De ce sunt scurt? Că la 17 mă duc la sala sporturilor Dumitru Popescu Colibaș ca să asigur să asist în mod neoficial la inaugurarea ei. Normal, nu m-au anunțat. Eu înțeleg pe cei de acolo că nu vor să mă anunțe ca să particip și eu. Eu n-am ce căuta la asta. De ce? Că mă cheamă Popescu Colibaș. Deci, varianta lui Gigi din LA, eu o pun varianta lui Pece Dan de la Popescu Colibaș Dan de Răcădău. Similar, tot o problemă de bloc. Eu am sezizat că sunt furat de către Asociația de Proprietari 162. Precizez, nu eu, Popescu Colibaș Dan, ci toți proprietarii de pe scara asta, de fapt toți de pe blocul ăsta, din blocul ăsta, că sunt 7 scări. Am fost furați la fel. Rezultatul, n-am mai vrut să plătesc și am căutat, am crezut că în instanță se lămurește treaba. Chinion, în instanță nu i-a interesat dacă sunt furat sau nu. Ce e interesat dacă s-a respectat forma legală. Adică s-a afișat la scară că trebuie să plătești? Da. Am plătit? Nu. Pierdut procesul. Că post? Am insistat. Am ajuns la al doilea proces, s-a repetat figura. Dar eu vreau să atrag atenția asupra reacției celorlalți proprietari, care încă o dată erau furați exact la fel ca și mine. Până atunci, până la procesul ăsta, eram la ura-ura. De momentul când eu am dat în judecată Asociația de Proprietari, nu că s-au solidarizat cu mine, n-am mai vrut să mă vadă. Băgau capul în pământ și treceau pe lângă mine ca berbăci. De ce? Că ieșeam afară din rând. Adică ei pot plăti fără probleme și eu acum fac pe nebunul. Am pierdut primul proces. Absolut toți acum îmi zâmbeau în față. N-aveți că ai luat-o în barbă? Sec! Am dat al doilea proces. Iar au băgat cornul în pământ. Am pierdut și al doilea proces. Iar mândri toți se uitau la mine. Ai văzut, mă, că nu ți-a ieșit nimic? Asta e deosebirea între Răcădău și Los Angeles. De unde provine? Păi aia din blocul ăla, din LA, n-au nicio datorie. Au plătit tot. Absolut tot. Și atunci au pretenții. Ăștia ai noștri, care marea majoritate sunt niște țărani industrializați, păi n-au prea plătit tare multe lucruri. Și atunci nu-și permit ca să bată cu pumnul masă, să spună, eu te-am plătit, în concluzie tu îmi faci. Fiindcă au foarte mulți scheleți în dulap. Cu o însemnare înainte, Drăgănești-Olt, vedeți că am mai completat-o, am atras atenția asupra unui lucru acolo. Inginerul ăla simpatic și civilizat, probabil are o stivă de contracte iscălite de proprietari în care ăștia nu ridică problemele care le ridic eu. De ce? Că a ajuns proprietar că s-a băgat pădure la primărie. Și-au luat și eu feliuță. Deci nu pot să bat obrazul acum lui Rom Silva, pă, cu ce ocazie ai decis tu că trebuie să plătesc atât pentru pată. Că dacă Ron Silva îl întreabă, dar tu cu ce ocazie ai ajuns proprietar? Păi, asta e deosebirea de fond între ei și noi.
Și mai un aspect. În America au ajuns și mai nebuni oameni. Prin selecție naturală. Păi trebuia să ai ceva la bibilică ca să părăsești Europa, unde era totul civilizat, să te duci în America. Unde e olei de la zero. Și trebuia să tragi repede cu pistolul, că dacă trăgeai mai lent, așa gândeai mai mult, te scalpau aia băștinașii. Ca o paranteză, au descoperit ăștia că americanii, spre deosebire de europeni, taie altfel friptura. În Europa, cei care știu, nu toți, taie o bucățică, furculiță, o mănâncă, mai taie o bucățică, furculiță, o mănâncă. În schimb, la american, taie toată friptura și după o mănâncă. Și singura explicație logică e ca să aibă mâna dreaptă liberă pentru pistol. Adică să nu fie prea mult timp ocupată cu furculița. Dar reacția nu e unica asta de răcădău. Mai țineți minte că am făcut eu tărăbui și am reușit ca să mut stingerea și aprinderea luminii cu o jumătate de oră. Și m-am lăudat cu asta între vecini. După câteva timp vine unul la mine așa hotărât, călcând muncetorește. Și mă apostrofează. Știi că era aprinde aia lumina prea devreme. Zic, da, am observat. Păi, nu luați măsuri? Păi sună, domnule, la primărie. Acum am explicat cum trebuie făcut. Și reacția lui, păi eu? De-aia n-am reușit să o coadă. Sau varianta lui Petre Panda, obicești pe brațe, pipicere și pe creier. Licheau a devenit prototipul cetățeanului din patria mea. E dureros, e adevărat. Dar a vorbit Dan Colibași, 16-18 aprilie 2013, despre Gigi din L.A. Și urarea mea tradițională, vă pup. Inclusiv cei care au biceps pe creier. Ghinion din partea mea. Gata. Și am o mare problemă. Se vede chiar în stânga imaginii. Am demontat priza din perete. Că a rămas fără alimentare la ea. Și am descoperit ce este, că este un fir rupt chiar acolo. De fapt, eu sunt de vină că am pus față în față pe partea de a peretului altă priză. Și am făcut o improvizație care a ținut câți bani. Și acum a cedat. Și inițial m-am speriat că trebuie să sparg peretele, dar am descoperit că totuși e o problemă care o pot rezolva eu. O să vorbesc cu electricianul de întreținere la aici, din apartament, să intre dracului în priză. Toate bune!